până acum toți au stat cam triști. Deja era logic să fiți de la început cu noi. Dar aplauze încă o dată și ne bucurăm că sunteți alături. Aplauze! Eu nu cred că ați fost triști. După energia care am simțit-o când am intrat aici, numai nu triști ați fost și vă doresc ca în continuare tristețea să o lăsați departe. Eu să încep prin a vă spune că mă bucur foarte, foarte, foarte mult că voi sunteți parte din familia noastră. Iar familia noastră nu este doar aici, la Chișinău sau în Republica Moldova. Familia noastră este una mult mai mare. Noi facem parte din cea mai mare familie politică din Europa. Facem parte din Partidul Popular European. Astăzi la Chișinău am avut mulți oaspeți. Avem prieteni, parte din familie, în țările din parteneriatul estic. Aici, împreună cu noi, este un bun prieten al Republicii Moldova, președintele George, domnul Papașvili. Și să știți că, cel puțin de cât timp îl cunosc eu și în toată comunicarea pe care am avut-o, în permanență a vorbit despre tineri și despre rolul care trebuie să-l joace tinerii în viața fiecărei societăți. Și despre faptul că noi, cei care suntem chemați acum să luăm decizii pentru țară, să facem tot posibilul ca tinerii să aibă viitor, viitor frumos, în propriile lor țări. De aceea, încă o dată, ca să nu vă iau foarte mult din timp, pe de o parte mă bucur. Această bucurie are și element de mândrie. Pe de altă parte, uitându-mă la voi, simțind această energie, eu am liniște pe suflet. Deoarece această stare, voi, arătați clar că Moldova are viitor. Arată foarte clar că Republica Moldova are oameni care își doresc viitor în propria lor țară. De aceea, vă mulțumesc și vă doresc în continuare doar lucruri foarte frumoase. Împreună cu noi este și vicepreședintele Partidului Popular European, domnul Mariani. Este și... este un alt bun prieten al Republicii Moldova. Președintele Comisiei Politică Externă a Parlamentului European, domnul Broc. Well, buona sera to all of you. I don't speak English, I'm sorry. First of all, I'm terribly impressed. I mean, I'm terribly impressed, and we are. It's really I envy my friend Leonka, my friend, all my friends here, and of course primarily my friend Vlad, because you have amazing youth. The best youth I've seen in what was called the post-Soviet space. When I look at you, post-Soviet space is gone. It doesn't exist anymore. It's over. Because you can't. I started first to become president, and I was first president when I was 36. I couldn't find any other job back then. And we had high unemployment rate in Georgia. And so, actually, when I first came to Moldova, it was just, I was a new president. And of course, I liked Moldovan wine, and I liked hospitality. But I saw, first week I saw that our host had European